și a Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Părinte Stare, cinstită frăție, iubiți frați și surori cu Domnul, astăzi, numită a treia zi de Crăciun, bucuria nașterii Domnului continuă în sufletele noastre, deși pentru această zi pomenim pe Sfântul Ștefan, mai degrabă martiriul Sfântului Ștefan, mărturisirea Sfântului Ștefan. Ce înseamnă a da mărturie? A spune adevărul sau minciuna despre o persoană sau despre un eveniment care s-a întâmplat. Apostolul Petru spune celor din Colegiul Apostolic că numărul celor 12 s-a știrbit și de aceea trebuie să aleagă un alt apostol care să fie martor, mărturisitor al celor ce a petrecut și a învățat Domnul Iisus Hristos de la ieșirea sa la propovăduire până la înălțarea la ceruri. Și sorții au căzut pe Matia. Dar mai apoi comunitatea creștinilor din Ierusalim, mărindu-se în atât de mult încât nu mai aveau loc în casa lui Ioan cel numit Marcu, și agapele, mesele frățești, erau destul de mari, au fost nevoiți, la îndemnul Duhului Sfânt, să aleagă 7 bărbați plini de Duh Sfânt, numiți diaconi, care să ajute să slujească dinpreună cu apostolii, nu doar la mesele acestea care se făceau numele dragostei lui Iisus Hristos, ci mai mult la slujirea dumnezeieștii frângeri, a dumnezeieștii liturghii. Unul dintre acești 7 diaconi plini de Duh Sfânt este acest Ștefan. Ștefan nu doar că s-a arătat plin de Duh Sfânt, ci s-a arătat și puternic mărturisitor. Pentru că așa, harismele de Dumnezeu sunt împărțite și unora li s-a dat cuvântul, altora li s-a dat curajul, altora li s-a dat munca efectivă, dar toți deopotrivă suntem mădulare ale aceleași biserici. Și nu poate să zică gura de eu de ce sunt gură și nu sunt ureche, și nici piciorul nu poate zică eu de ce sunt picior și nu sunt mână. Fiecare dintre noi, în parte, avem un rol în această comunitate numită biserica. Nu în clădirea care ne înconjoară și sub care suntem acum adăpostiți, ci în biserica cea construită de Domnul Iisus Hristos, din fiecare din noi în parte, cei botezați în numele Preasfintei Treimi, și capul bisericii fiind El însuși Hristos. Așadar, Ștefan acesta primește cuvânt de la Dumnezeu, slujește la mese, la mesele dragostei, slujește la liturghie, dar primește și cuvânt și forță, cuvânt și curaj ca să mărturisească, să pună mărturie despre Iisus Hristos. Și el zice că în sfârșitul capitolului 6 din Cartea Faptelor Apostolilor, că s-a aflat sfădindu-se cu unii din sinagoga ce se numea Libertinul și a Cirinenilor și Alexandrinul și a celor din Cilicia și din Asia. Adică cu unii care erau în mare lor parte convertiți la iudaism. Cei care sunt începători în orice fel de credință și în orice fel de lucru au o râvnă puternică. Aceștia din sinagoga Alexandrinilor și a Cirienilor și a celorlalți aveau și ei o anumită râvnă pentru poruncile lui Moise. Dar Duhul lui Dumnezeu care era peste Ștefan îl face pe Ștefan nu doar să fie plin de râvna începătorului, ci în curajul acesta să-L mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu, ca unul care în persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, se împlinesc toate prorociile, toate cuvintele pe care Duhul lui Dumnezeu le pune
în mintea și în inima și pe buza profeților ca să dea mărturie despre cel ce are să vină. Și îl duc pe el la judecată. Cuvântul apostolului de astăzi, preluat din acest capitol, din aceste capitole al 6-lea și al 7-lea, din Faptele Apostolilor, nu este unul întreg pentru a se concentra asupra martirajului lui, pentru a se concentra asupra mărturisirii lui. De aceea, cuvântul meu de acum înainte este unul al citirii integrale a mărturisirii lui Ștefan. Și a zis el așa, bărbați, frați și părinți, ascultați. Dintr-un început, el pune mărturie despre primul cuvânt al lui Dumnezeu, despre prima poruncă a lui Dumnezeu, pe care ei aceștia, cel judecă pe el, au nesocotit-o. Și anume, Shema Israel. Ascultă Israel. Ascultă Israel, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, să nu ai alt Dumnezeu, Dumnezeu afară de mine. Ascultarea aceasta de cuvântul și de poruncile lui Dumnezeu, ei, tocmai învățătorii de lege, au lăsat-o deoparte și au luat ad literam cele 10 porunci și apoi celelalte aproape 400 de prescripte legale, le-au luat ad literam și n-au mai văzut copacul din cauza pădurii. Adică nu l-au mai văzut pe Hristos din cauza legilor pe care ei le-au socotit orbești. Ori Dumnezeu să ascult în poruncile Lui. Și dacă vrem să-L descoperim pe Dumnezeu citind poruncile Lui, dar trebuie să le citim nu doar cu ochii minții ad literam, ci să le înțelegem în Duhul lui Dumnezeu. Și el, Ștefan, le spune, bărbați, frați și părinți, ascultați. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran și a zis către el, ieși din pământul tău și din rădenia ta și vină în pământul pe care ți-l voi arăta. Atunci, ieșind din pământul căldeilor, a locuit în Haran. Și de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară în care locuieți voi acum. Ștefan face trimitere la autoritatea principală cu care acești părinți și frați, cei învățători de lege la care apelează, autoritatea avramică. Pentru că în multe din discuțiile lor cu Domnul Hristos, i-a spus Domnul Hristos și Apostolul, noi suntem fiii lui Avram. Iar Domnul Hristos, în replica lui, le spune, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar pentru că voi sunteți în minciună, faceți de la început faptele tatălui vostru care este diavol. Care este fapta principală a lui Avram? Ne spune acesta arhidiacul Ștefan, le tâlcuiește el, dacă ei sunt orbiți de ad literamul citirii legii. Și nu i-a dat moștenire în ea nicio palmă de pământ, ci i-a făgăduit că va da lui spre stăpânire și urmașilor lui, neavând el copil. Cum să faci să te încrezi în cuvântul cuiva care știi că nu se va împlini? Aceasta este fapta grozavă a lui Avram. Pentru că el se încrede totalmente în cuvântul lui Dumnezeu. Deși era bătrân, înaintat în zile, n-avea niciun copil, se încrede în cuvântul lui Dumnezeu când îi spune, din urmașii tăi voi face să strălucească neamul acesta mai mult decât stelele pe cer. Și el, Avram, se încrede totalmente în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit astfel. Urmașii tăi vor fi străini în pământ străin și acolo îi vor rubi și vor asupri 400 de ani. Și pe poporul la care vor fi robi, eu îl voi judeca, a zis Domnul. Iar după aceea vor ieși și îmi vor sluji mie în locul acesta. Cuvinte care mai departe se împlinesc în istoria mântuirii.
și i-a dat legământul tăierii împrejur. Și a născut pe Isaac și l-a tăiat împrejur a 8-a zi și Isaac a născut pe Iacob și Iacob pe cei 12 patriarhi. Deci i-a dat Dumnezeu legământul acesta lui Avram al tăierii împrejur ca semn fizic al încrederii în Dumnezeu. Pentru că, nu-i așa, noi oamenii suntem destul de uituci. Și atunci când facem o promisiune lui Dumnezeu, deseori nu o împlinim. Uităm să împlinim promisiunea pe care facem noi lui Dumnezeu. Aceea de a te încrede totalmente în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pune acest semn fizic pe trupul bărbatului, al tăierii împrejur, ca să-și aducă aminte zilnic de legământul pe care el l-a făcut cu Dumnezeu. Un legământ veșnic care ține de promisiunea că sămânța ta va moșteni împărăția cerurilor și va moșteni pământul Canaan. Și patriarhii pismuind pe Iosif l-au vândut în Egipt. Dar Dumnezeu era cu el. Și l-a scos din toate necazurile lui și i-a dat lui har și înțelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt și peste toată casa lui. Și a venit foamete peste tot Egiptul și peste Canaan și strâmtorare mare și părinții noștri nu mai găsau hrană. Și Iacob, auzind că este greu în Egipt, a trimis pe părinții noștri întâia oară, iar a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat neamul lui Iosif. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacob, tatăl său, și toată rudenia sa cu 75 de suflete și Iacob s-a coborât în Egipt și a murit și el și părinții noștri. Toată această pleiadă a evenimentelor din viața lui Iosif sunt puse pentru că nu așa în vânzarea lui Iosif vedem închipuită vânzarea Domnului Hristos. Și nu doar atât. Iarăși observăm încrederea oarbă în iubirea cea nebună a lui Dumnezeu. Pentru faptul că ei se încred în Dumnezeu chiar și atunci când nu există scăpare. Chiar și atunci când Iosif este vândut ca rob într-o țară străină, chiar și atunci când există foamete pe întreg pământul și familia aceasta este încercată cu foamete, Dumnezeu face în așa fel încât răul să-l prefacă în bine. Și vânzarea pe care ei au făcut-o să se prefacă în răscumpărare din partea lui Dumnezeu. Și au fost strămutați la Sichem și au fost puși în mormântul pe care Avram l-a cumpărat cu preț de argint de la fiul lui Ermon în Sichem. Dar cum se apropia vremea făgăduinței pentru care s-a jurat Dumnezeul lui Avram, a crescut poporul și s-a mulțit în Egipt. Până când s-a ridicat peste Egipt alt rege care nu îl știa pe Iosif. Și acesta, purtându-se ca un viclean cu neamul nostru, a smuțit pe părinții noștri să-și lepe de pruncilor ca să nu mai trăiască. În vremea aceea s-a născut Moise. Și era plăcut lui Dumnezeu și 3 luni a fost rănit în casa tatălui său și fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe fiul al ei. Și a fost învățat Moise în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în faptele lui. Iarăși, un alt personaj la care învățătorii de lege întotdeauna făceau apel. La puterea și cuvântul lui Moise cu care a fost investit de Dumnezeu. Dar acesta, Ștefan, le pune pe față adevărul. Și le spune că el n-ar fi ajuns mare dacă n-ar fi crescut și învățat în casa lui Faraon, de fiica lui Faraon. Și anume, nu vă amăgiți, le spune conaționalilor lui Ștefan. Dacă Domnul n-ar fi făcut ca și neamurile, ca și păgânii să participe la istoria mântuirii, noi astăzi n-am fi fost aici. De multe ori îi desconsiderăm pe cei care nu sunt dintr-un neam cu noi, care nu sunt într-o relație bună cu noi. Și atât de frumos spune Sfântul Ignatie Teoforul în Epistola către Policarp. Dacă iubești pe ucenicii care sunt ascultători, ce răsplată ai? Iubește și pe cei pe care nu sunt în ascultarea ta și atrage-i, zice Ignatie, momește-i
cuvântul lui Dumnezeu spre a se întoarce spre Dumnezeu. Ștefan le spune conaționalilor și părinților lui că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit prin acest păgân, prin fiica lui Faraon și prin toată învățătura casei lui Faraon, Moise n-ar fi avut cuvânt și n-ar fi avut viață în el, pentru că nu? Ei ar fi trebuit, moașele, să omoare pe toți acești băieți născuți din poporul lui Israel. Și când a împlinit 40 de ani, și-a pus în gând să cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel. Și văzând pe unul dintre ei că suferă strâmbătate, l-a supărat și a omorât pe egiptean, a răzbunat pe ce l-a suprit. Și el credea că frații săi vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le dăruiește izbăvire. Dar ei n-au înțeles. Și a doua zi s-a arătat unora care se băteau și i-a îndemnat la pace, zicând: bărbaților, sunteți frați, de ce faceți rău fratelui tău? Dar cel ce a suprea prea aproapele l-a îmbrâncit, zicând: cine te-a pus pe tine Domn și judecător peste noi? Aceleași cuvinte pe care mai târziu le ascultă Domnul Iisus Hristos de gura celor care le vorbește, cărora le vorbește Ștefan. Cine te-a pus pe tine Domn și judecător peste noi? Cine ți-a dat ție această putere? Dar nu cumva vrei să mă omor cum ai omorât el pe egiptean? Și la acest cuvânt Moise a fugit și a trăit ca străin în țara Madian, unde a născut doi fii. Și după ce s-au împlinit 40 de ani, Îngerul Domnului s-a arătat în pustiul muntelui Sinai în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie. Dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: eu sunt Domnul, Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam și lui Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească. Iar Domnul i-a zis: dezleagă încălțămintea picioarelor tale, că locul pe care stai este pământ sfânt. De ce era locul sfânt? Pentru că însuși Domnul se arătase acolo. Și orice loc unde se arată Domnul, acolo e loc sfânt. Și privind, am văzut asuprirea poporului meu în Egipt și suspinul lor, l-am auzit și m-am pogorât ca să-i scot vinul, dar acum să te trimit în Egipt. Pe Moise acesta, de care s-au lepădat zicând: cine te-a pus pe tine Domn și judecător? Pe acesta l-a trimis Dumnezeu Domn și răscumpărător prin mâna îngerului care îi se arătase lui în rug. Pe acesta, pe Iisus Hristos, pe care voi l-ați nesocotit și a zis: cine ți-a dat ție această putere? Cine te-a pus pe tine Domn și stăpân peste noi? Pe acesta voi l-ați nesocotit. Și înțelegeau părinții și frații și saducheii și fariseii cărora le vorbea Ștefan, înțelegeau cuvântul acesta al lui Ștefan. Acesta i-a scos afară, făcând minuni și semne în țara Egiptului și în Marea Roșie și în pustiu timp de 40 de ani. Acesta este Moise, care a zis fiilor lui Israel: proroc ca mine va ridica Dumnezeu din frații voștri. Pe el să-l ascultați. A fost cuvântul și Duhul lui Dumnezeu peste Moise, văzând peste sute de ani că se va ridica un altul din neamul lor care îi va izbăvi. De data aceasta, nu din robia lui Faraon, nu din plăgile și muncile Egiptului, ci ne va izbăvi pe noi pe toți din moartea păcatului care ne cuprinde. Acesta este cel ce a fost la adunarea în pustie cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, primind cuvinte de viață ca să ne dea nou. De aceea n-au voit să asculte părinții noștri, ci l-au lepădat și inimile lor s-au întors spre Egipt. Cei care nu voiesc să-L asculte pe Dumnezeu și-o leapădă cuvântul lui Dumnezeu, se întoarc inimile lor în Egipt, adică în robia întunecimii minții și a păcatului. Zicând lui Aron: fă-ne Dumnezei ca să meargă înaintea noastră. Că acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâmplat. Văzând că nu mai coboară Moise de pe muntele Sinai, au crezut că au murit și că degeaba i-a scos din Egipt.
să le facă iar Dumnezeu. Și știți, au adunat tot aurul și argintul de îmbrățările și cercei și podoabele femeilor și au făcut un vițel din aur căruia ei s-au închinat, ca în Egipt. Și noi astăzi ce facem? În a treia zi de Crăciun lepădăm cuvântul lui Dumnezeu și lepădăm pe Domnul Iisus Hristos născut în Iesle, închinându-ne iarăși la poftele noastre și mai ales la adunările care nu sunt legate decât de pântece. Și repet, sărbătoarea aceasta, dacă nu e cu Hristos, nu e decât un mare chef, o mare petrecere. Doar dacă e sărbătorită împreună cu pruncul Iisus, doar atunci este sărbătoare închinată lui Dumnezeu. Și-au făcut, zice mai departe Ștefan, în zilele acelea un vițel și-au adus idolului jertfă și se veseleau de lucrul mâinilor lor. Și s-a întors Dumnezeu și i-a dat pe ei să slujească oștirii cerului, precum este scris în cartea prorocilor. Aduți-ați voi mie casă a lui Israel timp de 40 de ani în pustie, jungheri și jertfe. Și a scurtat cortul lui Moloch și steaua Dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-ați făcut, care să vă închinați la ele. De aceea vă voi strămuta de dincolo de Babilon. Și părinții noștri aveau în pustie cortul mărturie, precum o rânduise cel ce a venit cu Moise ca să-i facă după chipul pe care îl văzuse. Și pe acesta, primindu-l, părinții noștri l-au adus cu Iosua în țara stăpânită de neamuri pe care Dumnezeu le-a izgonit din fața părinților noștri până în zilele lui David, care a aflat har înaintea lui Dumnezeu și a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul lui Iacob. Ștefan sare o bună parte din istoria mântuirii de la cortul acesta, făcut în pustiu, de la poalele muntelui Sinaiului, până la casa făcută de David. De ce? Pentru că el pune acum accentul pe casa lui Dumnezeu, pe locul unde va locui Dumnezeu. Și Solomon i-a zidit lui casă. Dar cel preanalt, zice Ștefan, nu locuiește în temple făcute de mâini. Precum zice prorocul, cerul este tronul meu și pământul a șternut picioarelor mele. Ce casă vei zidi mie, zice Domnul? Oare nu mâna mea a făcut toate acestea? Cortul și templul făcut de Solomon și apoi al doilea templu făcut de regele Irod nu sunt decât niște imagini palide ale împărăției cerului. Cortul pe care îl face Moise, zice Scriptura, că îl face după cortul pe care îl vede acolo în ceruri. Imită cortul sfânt pe care îl vede în ceruri. Cu forma și dimensiunile lui. De aceea și noi construim această biserică ca un sanctuar ce imită cerul. Locul unde tronează Dumnezeu, acolo, dincolo de jertfelnic. Pe scaunul numit, pe scaunul cel de sus. Pentru că privirea noastră trece dincolo de locul unde se jertfește Hristos pe Golgota, pe Sfânta Masă, și privește dincolo spre tronul cel de sus, acolo unde El Hristos șade într-o slavă. Pentru că viața noastră nu e doar o viață biologică, ci o viață chiar și harică trăită aici pe pământ. Și viața noastră continuă dincolo de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, acolo, în fața tronului celui ceresc, în fața tronului celui de sus. Și zice acum Ștefan certându-i, voi cei tare în cerbice și ne tăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi. Și aici îmi închipui că clocotea sângele în cei care îl ascultau pe Ștefan, cei din Sinedru, bătrânii și învățații poporului, mai ales când știi că poporul te adulează ca învățător al legii. Mai ales când știi că poporul îți pune în cârcă sau deasupra capului niște aureole de slavă în care tu te crezi în fățăria ta. Sau să zic, cel care vorbesc acum, eu mă încred în fățăria mea. Pentru că vine un țânc, un tânăr
Ștefan care nu mai ascultă de legea poporului tău și spune că ești netăiat împrejur la inimă și la urechi, precum părinții tăi, așa și tu. Probabil că fierbea sângele de ură și de mânie în ei, dar încă îl ascultau, pentru că Ștefan n-a terminat cuvântul lui plin de Duh. Precum, pe care dintre proroci nu i-au ucis părinții voștri și au ucis pe cei care au vestit mai dinainte sosirea celui drept, al cărui vânzător și ucigaș v-ați făcut voi până acum. Cuvântul pe care l-am auzit din Evanghelie, acea pildă minunată pe care Domnul Hristos o spune despre lucrătorii viei, care ar fi trebuit să împlinească cele ale stăpânilor lui, lor. Să sape via, să o curețe, să adună vinul și să facă teasc și să-l pună vinul deoparte, pentru că stăpânul va trimite să adune roadele. Și când se dea roadele, pe cei pe care i-a trimis stăpânul, pe unii i-a bătut, pe alții i-a hulit, pe alții i-a scos afară și i-a ucis cu pietre. Cine sunt aceștia? Proroci. Prorocii de care vorbește Ștefan. Toți au venit să adune roadele, să le pună înaintea lui Hristos. Și la urmă de tot, trimite pe Fiul Său cel unu născut, zicând, poate se vor rușina văzând pe Fiul meu. Și ei ce au făcut? Să pune mâna pe El, pe moștenitorul, și moștenirea va fi a noastră. Au vrut o moștenire fără de Fiul cel moștenitor. Adică un furtișag. Și Duhul lui Dumnezeu nu-l poți fura. Oricât ne-am zbate să-L păcălim pe Dumnezeu, nu-L putem minți. Oricât ne-am crede că facem faptele cele bune ale dreptății legii, nu-L putem păcăli pe Dumnezeu dacă inima noastră nu se încrede totalmente în Dumnezeu. Dacă viața noastră nu este dăruită totalmente Domnului Iisus Hristos și să-L primească pe Iisus Hristos ca răscumpărător. Și ei, auzind acestea, frământau de furie în inima lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Iar Ștefan, plin fiind de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu și iată, a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iubiții mei, aici, în această viziune ultimă pe care o are Ștefan, e cheia dezlegării vieții noastre. Și anume că putem încă din această viață să vedem pe Dumnezeu. Putem încă trăim să-L vedem și să-L cunoaștem și să-L pipăim pe Dumnezeu. Putem să gustăm din El, nu neapărat să așteptăm să murim ca să viețuim împreună cu Dumnezeu. Căci vă spun că dacă de aici, din viața aceasta, nu ne vom obișnui a trăi creștinește, dacă de aici, din viața aceasta, nu ne vom obișnui a avea răbdare un ceas jumate, două ceasuri, trei ceasuri, a sta și a proslăvi pe Dumnezeu în slujbă, în liturghie, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, mi-e teamă că și să ne pună forțat Domnul în rai, în raiul desfătării, nu-L vom putea suferi pe Dumnezeu o veșnicie. Dacă de aici nu ne-am obișnuit a trăi împreună cu El. Acesta este cuvântul cel mângâietor. Iar toate celelalte ale martirajului Lui sunt imitatio Christi. Sunt imitări ale Lui Hristos. Așa cum Hristos a făcut, așa face și Ștefan și așa trebuie să facem și noi. În momentul în care suntem prigoniți, în momentul în care cineva ne întoarce cuvântul, în momentul în care cineva ne întoarce, ne pune la încercare răbdarea, noi să zicem, iartă Doamne, că nu știu ce fac. Și mai departe, primește și Duhul meu către tine. Cuvinte îmbărbătoare, cuvinte care imită nu doar cuvintele lui Hristos, ci care imită felul lui Hristos de viețuire și felul lui Hristos de a mărturisi.
Și acum încheie prin alte cuvinte ale Domnului Hristos, care a zis ucenicilor săi așa: cel care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și eu voi pune mărturie pentru el înaintea Tatălui meu care este în cer. Amin.